Anda, spune-ne un pic ce suprafață are terenul. Suntem pe un teren de 1500 de metri pătrați. Avantajul este că îl putem păstra strict pentru zonă de relaxare sau există posibilitatea construcției unei alte case cu grădină proprie. Văd că avem aici o piscină și aș vrea să ne spui mai multe despre asta. Ideea e că poate părea că la prima vedere e o piscină mică, dar credem că nu. Are multiple facilități de care ne putem bucura, nu doar vara, ci și iarna, pentru că în primul rând are sistem de încălzire, ceea ce e foarte important. Pe de altă parte are not contracurent. Asta înseamnă că putem să ne bucurăm de sport fără să stăm să facem tot felul de întoarceri și să notăm de 10 ori pe aceeași direcție. Ce mi-ar plăcea să mai subliniez de altfel este că pe lângă piscină ne bucurăm de această terasă care are partoseală flotantă. Ce vreau să spun prin asta este că nu vom avea tot soiul de incidente precum o baltă în mijlocul curții. Văd că aici avem o zonă exterioară. Da, este zona de gătit în aer liber. E un lucru pe care personal îl ador. E perfect atât pentru duminici în familie, cât și pentru tot soiul de petreceri private. Spune-ne un pic despre suprafața casei. Casa are undeva la aproape 300 de metri, mai exact 280 de metri, foarte bine gândiți, astfel încât fiecare colțișor din casă este extrem de util. Livingul, m-a zice că e punctul cheie al casei, are undeva la 80 de metri și ador faptul că poți să ieși prin fiecare colțișor în grădină. Mi se pare că oferă intimitate și e foarte, foarte aerisit. Ce ne spui despre stilul casei? Stilul acestei case mă duce cu gândul la vacanță, fără doar și poate, e gândită în stil mediteranean.